Belarion ne scrie o scrisoare că trimite la curtea aceasta un doctor tânăr și plin de învățătură. Unde este? Așteaptă aici, aproape doritor să vadă cum primi sosirea lui. Din toată inima. Porniți câțiva dintre voi și aduceți-l cu cinste. Părinte, să auzim scrisoarea. Măria voastră va binevoi să știe că la primirea epistolei voastre mă aflam grav bolnav, dar în ceasul când a sosit trimisul vostru se găsea lângă mine venit ca să mă cerceteze prietenește un tânăr învățat din Roma, al cărui nume este Baltazar. I-am arătat cu deamănuntul pricina dintre evreu și neguțătorul Antonio și am răsfoit împreună multe cărți. El cunoaște bine părerea mea, adâncită și mai mult prin marea lui învățătură, pe care nu pot să o laud în destul, și ruga stăruitor de mine vă aduce în locul meu, răspunzând astfel la poftirea măriei voastre. Rog pe măria voastră, faceți așa ca tinerețea lui să nu lipsească de prețuirea ce îi se cuvine, căci n-am văzut până acum un cap atât de tânăr care să poartă o minte atât de matură. Îl înfățișez bunei voastre primiri, bine știind că la lucru el își va dovedi toată destăinicia. Acum știți ce scrie învățatul Belarion. Și iată și pe doctor. Dați mâna voastră. Din partea bătrânului Belarion veniți... Mărite doge, da. Bine veniți să fiți. Luați-vă locul. Cunoașteți neînțelegerea ce azi prejudecată stă în fața curții? Cunosc în amănunte pricina. Neguțătorul care-i? Aici. Și evreul? Antonio și Shiloh sunt de față. Shiloh te numești? Shiloh. Ești la cheremul lui, așa e? În scrisul recunoști? Îl recunoaște. Evreul se cuvine să aibă milă. Dar ce putere mă constrânge, spuneți? Evreule, ia seama. Măcar că tu te bizui pe dreptate. Că dacă ar fi să ne lăsăm dreptății, nici unul dintre noi n-are scăpare. Și atunci să ne rugăm de îndurare și în ruga noastră să învățăm cum se urzește mila. Toate acestea ți le spun ca să îndulcesc dreptatea din astru tău proces, cintru care tu, dacă stăruiești, această înaltă curte va fi silită o sândă să rostească asupra negustorului de față. Asupra mea să cadă fapta mea. Cer drept și cer ispașă după zapis. Nu poate el plăti ce datorește? Cum nu? Cum nu? Iată. Iată. Iată întreaga datorie. Mai mult. De 2 ori pe atât. Și dacă nu-i de ajuns mă învoiesc în fața curții, să-i dau de 10 ori pe atât. Zăloc punând mâinile mele și inima și capul. Nu se poate nici așa, atunci se vede bine că răutatea stă pe gâtul cinstei! Și legea rogu vă de-asta dată să o tulpuiți. Cum o să-mi putere cu un rău mai mic, slujim mai dreptate. Și înfrânați voința acestui diavol! Aceasta nu se poate! Nu-i putere în Veneția care să schimbe o lege în ființă. Căci ar fi ca să strecure o pildă, după care 1000 de greșeli cu același nume ar da năvală în stat. Deci nu se poate! Un Daniel judecător! Da! Da, un Daniel, o tinere înțeleptă judecător ce mult te prețuiesc. Te rog, îmi scrie să mi-l arată. Deci, știți-te judecător aici. De 2 ori, ți se dă cât ai de luat? Jurat-am. Jurat-am un jurământ la ce? Voi să-mi încarc sufletul cu un jurământ călcat? Veneția să-mi dați și nu primesc. Sorocul e trecut. Și după lege, Shylock poate să ceară 1 kilogram din carnea negustorului de el tăiat. Ci fi cu îndurare, ia-ți banii de 2 ori și lasă-mă să rup acest scris. Îndrăfuit va fi cum este scris. Păreți a fi un demn judecător. Știți legile și lămurirea voastră a fost temeinică. Întemeiată legea căreia columnă-i sunteți, vă rog, rostiți-vă. Crezi sufletul că nici o limbă omenească n-are puterea să mă schimbe. În alta curte o rog să se rostească și toată inima. Bine atunci, să fie. Îndreaptă-ți pieptul la cuțitul lui. Pieptul, da. Căci rostul și totucul, da, pravilei se potrivesc tocmai cu ispașa în slova acestui zapis hotărâtă. Deci dezgolește pieptul. Pieptul, da, zice zapis, nu-i așa nobile judecător. Întocmai. Adus-ai trezările de cântărit? Aici sunt pregătite. Vezi, Shylock, să ai la îndemână, din banii tăi plătit, un fecer care să-i lege rănile, ca nu cumva din sângele vărsat să-i vină moartea. Așa ceva ai văzut în zapis? Nu prea văzut, dar ce bine, ar fi să o faci din omenie. Am altă socotință. Nu în zapis. Deci dezgolește-ți pieptul. Mai ai ceva de spus, neguțătorule? Puțin de tot. Băsaniem, dă mâna ta. Adio. Nu fi mătrânt că pentru tine mor. Ci dintre aceasta, soarta e mai blândă decât îi este felul. Ea de obicei lasă pe bietul om să mai trăiască numai pagubei, să vadă cu fruntea scrijelită, cu ochii triști, epoca sărăcii. Ea din această pagubă, în nevoie și în amar, mă lasă astăzi slobă.
Porții, vorbește-i despre mine. Îi arată cum și-a încheiat Antonio viața. Și cât mi-a fost de drag și în fața morții că am fost viteaz. Și după ce ai spus tot, să judece și ea cât te-am iubit. Nu fi mâhnit că pentru tine mor, ci dintre aceasta, după cum am spus. Da, legat sunt de femeie, Antonio, mai scumpă mie decât viața. Cu toate astea, viața și soția mea și lumea întreagă n-au în ochii mei un preț mai mare decât viața ta. Și aș renunța la toate. Le-aș jertfia toate acestui demon, ca să te țeap de el. Soția ta nu ar fi prea bucuroasă să fie aici să te audă, dar... Soția am și pe cuvânt, mi-e dragă, dar ce aș vrea să fie acum de ar putea să-mi duplece vreun înger să schimbe pe câinele de Shylock? Noroc că spui dorința acum când ea lipsește, altfel ai fi adus gâlceava în casa ta. Auzi, bărbați creștini, o fică am, dar ginele aș fi luat pe învlăstarea lui Baraba decât pe un creștin. Ne pierdem vremea. Rog-vă, sentința. Un kilogram din carnea negustorului al tău. Ți-a dat-o curtea după lege. Din pieptul poți să tai această carne. Ți-au dat-o pravila și judecata. Judecătorule, prea drept. Așteaptă, așteaptă, leacă. Mai e încă ceva. Sinetul nu dă niciun pic de sânge. Cuvântul a murit. Un kilogram de carne. Fă după zapis, ia-ți un kil de carne. Dar dacă la tăiatul vei vărsa un strop de sânge creștinesc, moșia ta și averea îți trece dintr-o dată, după legea Veneției, în mâna statului. Oh, prea dreptule judecător! Auzi, vreme cât de știință! Așa e legea. Citește-o singur. Tu vrei mereu dreptate. Sigur, fico, vei avea mai mult decât dorești. Auzi, vreme, cât e de învățat? Auzi? Primeți ce-mi dați. Plătiți de trei ori sinetul meu și ducă-se creștinul. Iată-ți bani. Primește-ți. Domol! Domol, nu vă priviți. Evreului dreptate îi se face. Nu va avea nimic decât ce scrie în zapis. Cât e de drept și cât de învățat. Auzi, evreule? Fii gata. Fii gata. Deci să tai un kilogram. Dar sânge să nu vezi. Și nici să tai mai mult sau mai puțin decât un kil. Că dacă tai mai mult sau mai puțin decât pe țan un kil, măcar de-ar fi mai greul, mai ușorul decât a 20-a părticică dintr-un biet gram. Sau dacă balanța s-ar înclina de un lat de fir de păr, tu mori și averea trece capul. Daniel, al doilea! Acum te-am prins la strântul tău, păgâne! Las diavolul! Toată socoteala! Sfârșit am pricinut! Nu fi prea gravnic, căci pravila mai vrea ceva cu tine. În legile Veneției stă scris că dacă se dovedește cu un străin a încercat pe față sau pe ascuns cu un eltir să ia viața unui cetățean, aceluia împotriva căruia un eltir va lua jumătate din averea, iar cealaltă jumătate, misteria. Vinovatul, viața vinovatului atârnând de singura îndurare a dogelui, chiar și când judecătorii a cere moartea. Iar tu la această răspântie te afli, căci s-a dovedit ca lumina zilei, că și pe față și pe ascuns ai umertit, ai vrut să iei viața fărâtului și cu asta te-ai dovit de pravilă pe care tocmai ai auzit-o. În genunchi, deci, cere milă dogelui. Adică voi esteți pânzuri singur, dar cum averea ți-a luat ostatul, tu n-ai cu ce să-ți mai plătești frânghia și spânzurat vei fi pe banii obștii. Și ca să vezi cum ne deosebim, îți las viața înainte ca să o cer. Și din averea ta, o jumătate lui Antonio, iar a doua jumătate a statului. Dar poate fi smerit ce ești schimbată în amendă. Adică cea a statului, nu a lui Antonio. Da. Nu. Nu. Dați-mi tot și nu încurțați nici viața. În tâlpul casei, casa mea luați. Antonio. Vera rândul. Da? Viața. Ai ceva să-i dorești? Un ștream de dar, Antonio, nimic altceva. Grație. Antonio! Măriei sale, dogelui și purții, mă rog să-i lase averea jumătate. Iar mie, mi-e destul de se învoiește să-mi lase în folosință o jumătate pe care eu, la moartea lui, s-o dau creștinului ce-a luat pe fiică sa. Dar pentru aceasta pun două condiții.
Întâi să se boteze. Se face creștin. Apoi, să facă act, lăsându-și toată averea fiicei și ginerului său creștin. Așa să facă, iar de nu iau înapoi iertarea ce i-am dat. Ești mulțumit, evreule, ce zici? Mulțumit. Notare, faptul. Vă rog, dupiți-mi să mă duc. Mi-e rog. Dupiți-mi actul acasă și... Slobod, dar iscălește actul. Avea vei la botezul 2, nănaș. Eu de te botezam, avea pe lume 2 alți 10. Și în locul cristelniței vedeai spânzurătoarea. Te-ai făcut creștin.